Bun găsit! Primăria Hunedoara reduce iluminatul public pe timp de noapte din cauza crizei energiei. La baza deciziei, spune edilul Hunedoarei, stă recomandarea de la nivel mondial privind consumul responsabil, dar și creșterea prețurilor. Astfel se va face economie pe mai multe străzi din Hunedoara, jumătate din lămpile stradale conectate la rețeaua publică nu vor mai funcționa, dar și în cazul mai multor instituții publice și obiective turistice, precum primăria și castelul Corvinilor, unde becurile vor fi oprite total. În oraș rămân totuși funcționale instalațiile de tip LED. Mai mulți primari din țară au fost ieri la discuții cu premierul Nicolae Ciucă și au cerut banii pentru furnizorii de electricitate și energie și termoficare. Potrivit edililor, autoritățile locale ar mai avea nevoie de încă 600 de milioane de euro până în iarnă, din care să acopere datoriile, avansul pentru acești furnizori și subvențiile pentru căldură.